Domnule Ciobanu, o să încep, dacă vreți, cu o semiglumiță. Este numele dumneavoastră predestinat pentru persoane care performează într-un anumit domeniu, fiindcă mai există și pictorul ultracunoscut Mircea Ciobanu și un editor și poet ultracunoscut, iată și dumneavoastră care ați performat în domeniul științelor spațiale. Da, este un nume interesant. Am descoperit că în Institutul de Alături există încă un Mircea Ciobanu, care are o mulțime de articole. Deci și în știință, Mircea Ciobanu este un nume folosit cu succes. Ați terminat electronica undeva la sfârșitul anilor 60, când industria electronică în România avea o mare dinamică. Dumneavoastră, cum ați ajuns să alegeți să lucrați în domeniul acesta al științelor spațiale? În acele vremuri, Facultatea de Electronică și Telecomunicații de la Institutul Politehnic București avea o secție predestinată pentru fizică, și anume ingineri fizicieni. Noi, în această secție, pe lângă cursurile de meserie de electronică, am avut foarte multe cursuri de fizică, chimie fizică, cu profesori care lucrau pe platformă. Și acest fapt ne-a influențat pe toți și cam toți vroiam să ajungem odată și odată să lucrăm pe platforma de fizică Măgurele. Noi am fost influențați de către profesorii noștri, oameni foarte buni, foarte buni, profesioniști. Și ne-au sădit microbul pentru fizică. Dintre personalitățile cu care ați lucrat la începutul anilor 70, cine v-a lăsat o amintire foarte frumoasă, o amintire pregnantă? În acea vreme, eu eram un începător în domeniu. Eu n-am avut tangență cu marile personalități. În schimb, la Institutul de Fizică Atomică am lucrat la secția de proiectare electronică. Și aici noi făceam servicii inginerești pentru fizică. Și colaboram cu multe secții din Institutul de Fizică Atomică, unde se realizau prototipuri de noi aparate pentru fizică. Noi le preluam, le documentam, le îmbunătățeam, după care aceste aparate ajungeau tot pe platforma de fizică Măgurele, la fabrica de aparatură nucleară. Deci, începutul meseriei mele în domeniul de servicii pentru fizică, servicii inginerești, a fost foarte important pentru că am colaborat cu multe grupe de cercetare din IFA. Și am cunoscut oameni foarte buni, foarte buni profesioniști. Pe vremea aceea ajungeau la Institutul de Fizică Atomică numai cei deosebiți. Era o selecție în admiterea noilor angajați. Și ăsta e motivul pentru care am cunoscut oameni foarte buni, pe care mi-i reamintesc cu multă plăcere. Puteți să dați câteva exemple? Da. De exemplu, Paul Drăghicescu, doctor Paul Drăghicescu, șeful secției de radiospectroscopie, adjunctului Adrian Valeriu, doctor Adrian Valeriu, fusese decanul, primul decan al Facultății de Electronică la Institutul Politehnic București. Și nefiind membru de partid, a fost dat jos. Și și-a găsit un loc la Institutul de Fizică Atomică. Deci am povestit despre doi dintre cei cu care am colaborat direct și intens la începutul meseriei mele.
Era o perioadă, cred, de pionierat în domeniul ăsta de interdisciplinaritate. Dar, în același timp, era și o perioadă ceva mai bună a României, se investea în cercetare în acel moment. Nu cred că se investea foarte mult. În schimb, aveam acces la import de materiale pentru electronică, piese de electronică. Acesta este motivul pentru care noi, ca ingineri, cunoșteam cam ce se face fabrică în Europa și în Statele Unite. Aveam documentațiile de necesare și față de alte grupe de cercetare din partea estică a lagărului, da, din lagăr, fostul lagăr socialist, noi aveam acest avantaj pentru că eram informați, eram bine informați. Deci în acea perioadă, începutul anilor 70, aveați acces și la tehnologie vestică și la informații, probabil publicații la de informa... specialitate. Mai puțin publicații de specialitate. Adică față de alte institute din România, IFA avea o bibliotecă superbă. Dar numărul de reviste era limitat. Deci nu aveam acces la orice. Dar ce se putea cumpăra, ce era în nomenclatorul bibliotecii IFA, aveam acces. Fiindcă tot am vorbit de lagărul socialist, cum ați ajuns să lucrați în programul Intercosmos? Unul dintre profesorii de la facultate, și anume Eli Gatz, era prieten bun și coleg de profesorat la Institutul Politehnic, la Facultatea de Electronică, cu domnul profesor Spătaru. Și domnul profesor Spătaru era în acel moment președintele Comisiei Intercosmos din partea României. Și începuse o colaborare între Centrul de Fizică Tehnică din Iași și un institut din Uniunea Sovietică de lângă Moscova, Izmiran, așa numitul Izmiran. Izmiran înseamnă Institutul Magnetismului Terestru, Ionosferiei și Propagării Undelor Radio. Și această colaborare științifică începută de către Centrul de Fizică Tehnică din Iași, și anume de către dr. Alexandru Moldovan, ajunsese într-un impas. Și rușii erau interesați nu de către un sensor de măsurat magnetic, ci de către un magnetometru mai rezolut decât ce exista pe piața lor internă. Și profesorul Spătaru a... Mă scuzați că fac o paranteză. Publicul da. Nostru, care ne va urmări, este făcut și din profani. Dacă ați putea să detaliați puțin ce un magnetometru. Câmpul magnetic terestru este foarte important pentru tot ce se întâmplă în spațiu în jurul Pământului. Și este o mărime vectorială. Asta înseamnă că își modifică în funcție de longitudine, latitudine, își modifică unghiul față de poziția, de exemplu, verticală. Și trebuie cunoscut în momentul în care faci experimente în prezența acestui câmp magnetic. Trebuie să cunoști și valoarea câmpului. Și fiind mărime vectorială, trebuie să poți să reconstitui poziția vectorului față de un sistem de referință. Deci sunt trei senzori, fiecare măsoară proiecția câmpului magnetic pe axa senzorului. De obicei, sistemul este triaxial și informația este foarte importantă pentru că, de exemplu, navigația pe mare cum se face?
cum s-a făcut foarte mulți ani, după busolă. Ceva similar se întâmplă și în spațiul cosmic. Foarte mulți ani, fiecare satelit era și în continuare prevăzut cu un magnetometru triaxial, care în permanență dă valoarea câmpului, valoarea vectorului față de sistemul de referință al satelitului. Și cu doi vectori, și anume vectorul câmp magnetic și direcția către soare, poți să reconstitui online, instantanee, poziția instantanee a satelitului în spațiu, așa numită orientare. Deci cei doi senzori, și anume câmpul magnetic, pentru câmpul magnetic și pentru soare, intră în aparatura standard de bord a fiecărui satelit. Primii care au montat un magnetometru pe un satelit au fost rușii. Dacă vă mai țineți minte, primul Sputnik, Sputnik 1, care a fost o bilă cu patru antene și care emitea un bip-bip. Asta a fost sarcina lui. O imagine celebră a propagandei sovietice, acest da. Sputnik 1. Deci, al doilea satelit rusesc a conținut un magnetometru. Deci, în bilă, în aceeași bilă, era un acumulator, magnetometru, cuplat direct la emițător. A fost prima măsurare de câmp magnetic în spațiu. A fost făcută de către cei cu care am intrat noi în colaborare, de la Ismiran. Exact colectivul care a făcut acest prim experiment. Foarte interesant, absolut foarte interesant, la acest prim magnetometru montat pe satelit, cum au realizat izolarea termică a aparatului din interior față de cămașa externă. Cămașa externă a satelitului, care e metalică, o coajă metalică, când bate soarele poate atinge temperaturi foarte mari și viceversa, în zona de umbră temperatura scade foarte, foarte mult. Ei, la acest al doilea satelit i-au pus o blană de urs în interior. Asta a fost soluția rusească pentru... Ingenioasă. Da. Ingenioasă. Empirică, dar ingenioasă. Da. Ei, să continui cu... Da, vreau să vă întreb, de ce au preferat țările din fostul bloc comunist magnetometrul făcut de dumneavoastră în România? Care erau avantajele lui? Mulți ani. Deci noi la început n-am știut nimic, de fapt. Care este substratul colaborării cu noi? Și pe urmă am aflat că în 1998 erau planificați doi sateliți. Unul de către americani, care se numea MagSat. Și unul de către ruși, care se numea Mag-IK. IK însemnând Isledavatel Cosmosa. Deci Mag de cercetare în cosmos. Deci era o luptă între cele două mari puteri pentru măsurarea câmpului magnetic. Rușii nu știau absolut nimic despre ce aveau de gând să facă americanii. Bănuiau că sunt foarte departe. Ei aveau o experiență bogată în spate, în sensul că ei fusese de primii care montaseră un magnetometru pe un satelit. În schimb, ei dispuneau de un magnetometru analogic și de către satelit care avea o rezoluție de 8 biți. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă, de exemplu, plus minus 60.000 nanotesla cap scală în jurul Pământului, poate să fie această valoare a câmpului magnetic, împărțită în 256 de nivele. Ei bănuiau că americanii sunt la o rezoluție mult
crescută, dar nu știau cât. Și își puseseră în cap, ca obiectiv de viitor, să crească rezoluția de la 8 biți, adică 1 pe 256 din domeniul de măsurare, să o crească la cel puțin 12 biți. Și în momentul în care noi am fost la Moscova, în acest institut, am aflat că ei vreau să facă această creștere de rezoluție cu un motor care să miște un generat niște elemente rezistive, niște rezistențe, cu care să modifice un curent de compensare astfel încât să poată crește rezoluția cu încă 4 biți. Și după prima vizită aflată acolo, petrecută acolo, s-a hotărât ca noi să facem o încercare, să vedem dacă putem să facem treaba aceasta electronic, nu electromecanic, cum vreau să o facă rușii. Și am venit acasă și peste o lună aveam deja un model experimental care funcționa. Deci într-o lună ați reușit să faceți un prototip? Nu, nu, un model experimental pentru un canal. Mai țin minte că reprezentantul institutului, și anume îl chema Lev Nikolaevich Juzgov, a venit la noi în laborator, a luat senzor în mână și a început să-l miște în câmpul magnetic terestru local. Și când l-a văzut, zice, mă băieți, mai funcționează. Ce-ți cu voi merge? Bravo, zice. Dar de aici mai mult de tot până a obținut magnetometru. Zice. Trebuie 3 canale și în tehnologie spațială. Ceva ce nu v-am povestit e că la prima vizită în care am fost noi la Moscova am primit o carte care se chema Ferozondă. E denumirea rusească a sensorului magnetic folosit în magnetometre. Deci o carte, Afanasiev autorul, în care ei prezentau stadiul lor. Noi am citit din scoarță în scoarță cartea aceasta și de la început ne-am dat seama că modul de abordare a problemei nu este pentru spațiu. În spațiu, una dintre cerințe este ca să ai consum minim. Iar excitarea modulatorului magnetic se făcea în, cum să spun eu, de către colegii ruși în sinusoidal. Deci cu consum foarte mare de putere. Și noi aici am renunțat la tratarea sinusoidală a circuitului magnetic și am trecut la tratarea în regim de impulsuri. Și anume în regim tranzitoriu foarte scurt, cu factor de umplere mic. Astfel încât consumul să fie mic, să se poate obține valoare foarte mare a inducției cu care se excita circuitul magnetic, însă cu consum energetic mic. Am avut 2 brevete de invenție cu această nouă metodă de excitare a circuitului magnetic. Dar de aici până la a face un magnetometru spațial era, cum să spun eu, treabă lungă, distanță mare de tot. Și am primit un aparat de la ruși care era pentru cercetări spațiale. Era omologat pentru un magnetometru. Mai țin minte, se numea SG-70. Deci, fabricat în anii 70. L-am desfăcut
și am văzut care e tehnologia. Și am avut un inginer mecanic foarte bun, săracul s-a prăpădit, Sergiu Marchidan, care a reușit să proiecteze o structură mecanică care să reziste la vibrații, plecând de la acest model care noi l-am avut în față. Și noi am făcut o, am, cum să spun, conceput, pentru că nu aveam indicații ce piese să folosim. E o problemă astăzi, de exemplu, nu poți să folosești nicio piesă care să nu fie calificată pentru cercetări spațiale. Pe vremea aceea, rușii aveau niște, aveam un nomenclator cu piese rusești care primiseră aprobare să fie folosite în spațiu. Însă noi lucram cu piese europene și americane. Și a trebuit să ne facem noi o procedură internă de omologare. De quasi omologare. De exemplu, am ajuns la ideea de a fierbe tranzistorii încapsulați în metal. Îi măsuram înainte, îi fierbeam, se usca rezidul de apă, după care îi măsuram din nou. Dacă încapsularea n-ar fi fost etanșă, ar fi trebuit să vedem rebuturi. Da. Deci, dau numai un exemplu. Deci a trebuit să inventăm ca să fim noi cu conștiința împăcată că am făcut tot ce... Tot o metodă originală de testare, exact ca cu blana de urs de care ți... E similară cu blana de urs. Deci, în fine, am reușit să facem modelul întâi model triaxial, după care exemplarele de zbor și a trebuit să verificăm că ceea ce am făcut noi funcționează. Și acum am avut o problemă foarte, foarte dificilă. Aici nu puteam în țară, nu aveam condiții pentru calibrări. Și rușii ne-au dus la... ne-au înregistrat că venim ca să facem teste la cel mai important centru din Uniunea Sovietică, și anume la Leningrad, VNIM se numea, Institutul Unional de Cercetări Metrologice, deci number one în Uniunea Sovietică, care aveau, bineînțeles, secție de măsurări de câmp magnetic. Și am ajuns acolo, nimeni nu știa că noi o să venim. La ruși totul era secret. Nu puteai să intri nicăieri dacă nu aveai razrășenie, aprobare, ca să intri. Și în prima zi când am ajuns acolo, ne-au dus în camera muzeu al lui Mendeleev. El fusese directorul institutului. Cel cu tabelul periodic. Da. În fine, după o zi a obținut aprobarea ca să ne ducă într-un loc, ne-a dus lângă o bobină Helmholtz care genera câmp magnetic pe axă, am făcut acolo măsurări și după aia am făcut un raport că nu ajunge precizia pe care sistemul de măsurare o are, nu e suficientă pentru a caracteriza erorile magnetometrului. Da. Rușii, care erau specialiști, nu au putut să infirme raportul nostru. Și au zis, bine băieți, aveți dreptate, vă ducem în alt loc. Și ne-au dus lângă Leningrad, într-o cabană magnetică. Ce înseamnă magnetică? Niciun cui nu era din fier. Toate cuiele din cuplu. Și bobinele Hemto suficient de mari, adică cam 2 metri diametru.
pe trei axe, iarăși, fă măsurări și în final făcut raportul că precizia este insuficientă pentru aparat. Nu poate fi caracterizat decât în limitele erorilor care depășeau nivelul necesar calibrărilor. Ei, în momentul ăsta și s-au supărat. Și până la urmă au obținut aprobarea să ne ducă în etalonul numărul 0. Dar nu ca să lucrăm, că noi, încă nu era gata. Dar măcar să vedem că ei sunt capabili, vor fi capabili să facă măsurări, dar într-un viitor. Și ăsta a fost primul magnetometru, s-a lansat cu succes. A funcționat fără greș până la moartea satelitului. Și noi, după ce ne-am întors acasă, ne-am sfătuit și am ajuns la concluzia că putem să creștem rezoluția în continuare. Încă 4 biți. Adică... A fost magnetometrul ăsta primul obiect făcut în România care a zburat în spațiu cosmic? E o întrebare bună. Primul obiect complex, mă sigur. Fără dubii. Da. Dar s-ar putea ca experiențe mai simple să se fi făcut. Nu am eu cunoștință. Da, dar e primul utilaj de înaltă tehnologie. Da, în da. Asta e fără dubii. Ei, și în momentul în care noi am ajuns la concluzia că putem să creștem de la 12 biți plus semn, adică 13, plus, cu încă 4 biți, adică 16 biți plus semn, și am comunicat partenerilor de la Izmirian, bă, noi am putea să creștem în continuare. Imediat s-a găsit satelit pentru a verifica. Au zis, sigur că da, gata, facem. Și ăsta e momentul în care am aflat de concurența între ei și american. Ne-am făcut al doilea model, care era măsura 60, plus minus 60.000 de nanotesla, cu o rezoluție de 1,5 nanotesla. Când a apărut articolul experimentului american, ei măsurau plus minus 60.000 de nanotesla cu 1 nanotesla. Deci noi eram 1,5 față de 1. Deci foarte apropiați ca și ca rezoluție și ca, cum să spun eu, ca soluție electronică. Unde a fost diferență foarte mare între noi și americani a fost la metrologia de calibrare a magnetometrului. Pe de o parte, unu, prima deosebire. Și a doua deosebire uriașă, absolut uriașă. Americanii au, mă refer acum la satelitul Maxat, a fost un satelit conceput special pentru câmp măsurări de câmp magnetic. Deci, tot satelitul măsura un singur lucru, câmp magnetic. Și au reușit să măsoare câmp magnetic cu o eroare absolută de 6 secunde Rotmin Square, valoare eficace, care este fabulos. Vă zic că 360 de grade, da? Un minut are 60 de secunde în continuare, da? Deci 360 ori 60 și eroare absolută în care absolut toate erorile erau incluse, 6 secunde unghiulare. Pe de altă parte, cum au făcut rușii? Rușii au avut la dispoziție o stație universală pe care n-au gândit un experiment pentru măsurarea câmpului magnetic,
Ce au avut o stație universală pe care au pus o grămadă de aparate, printre care și magnetometru. Diferența e fabuloasă în precizia de măsurare. De exemplu, magnetometrul era pe o tijă care se deschidea și ducea la 6 metri sensorul față de corpul satelitului. Iar brațul acesta care muta sensorul nu era rigid. La fiecare mișcare, nu mișcare, manevră de corecție de orbită, se vedea o bălângăneală. Pentru că brațul n-a fost făcut pentru ca să fie cu transfer de sistem de coordonate la precizie. Nu era absolut rigid. Deci, da. Organizarea rușilor era în felul următor. Satelitul era militar, aparținea armei rachetiștilor, era coordonat de către un general, iar oamenii de știință erau invitați ca să monteze în spațiu de aparatură ceva. Dar nu puteai să intervii și să modifici în scopul... Corpul satelitului nimic. Nimic. Absolut nimic. Da? Ei, s-a lansat și al doilea satelit. Iarăși a funcționat până la moarte, la moartea satelitului. Dar s-au ambiționat cei care făceau magnetometre, care erau de la un institut de geofizică a Academiei de Științe. Și ne-au solicitat ca să mai facem un magnetometru cu cel mai tare sensor pe care l-au făcut ei vreodată, care era actual. Și ei erau foarte curioși care e performanța absolută a acestui sensor nou. Și în ce consta acest sensor? Era, imaginați-vă, într-un bloc de titan. Titanul se prelucrează foarte greu. Și la așchiere, dacă nu îl răcești, poate lua foc. Și au reușit să sculpteze într-un bloc de titan locul în care se prindeau cei 3 sensori. Deci, titanul e ușor, are densitate mică față de alte materiale, e extraordinar de robust și sensorii care i-au făcut astfel încât geometria tuturor bobinelor implicate în sensor să fie foarte stabilă. Au șlefuit niște cilindri din cuarț elicoidal ca să fie suport pentru bobinele cu care se crea câmpul magnetic care compensa câmpul terestru. Da? Vă spun, o bijuterie, absolut o bijuterie. Am reușit să facem al treilea magnetometru și au găsit satelit una în distanță față de satelitul anterior. Ei, în acest moment, după 3 experimente în care partea noastră fusese realizată foarte aproape de partea noastră, adică de cum se spune, concepere de bloc de sine stătător care să măsoare câmpul magnetic terestru. Era foarte aproape de ce a făcut americanii. Da? S-a hotărât că toate experimentele care vor avea loc în cadrul intercosmos să folosească magnetometrul românesc. A fost decizie luată în plen și noi urma în continuare să facem pentru 4 sateliți mari și a apărut o cerere suplimentară și pe 4 mini sateliți. Care erau cehoslovaci. Cehi, da. Cehoslovaci.
Și figuram, noi figuram, și anume noi, când zic noi, platforma de fizică Măgurele. Figura cu magnetometru pentru absolut toate experimentele din perioada viitoare de aproximativ 10 ani. Practic, magnetometrele românești au zburat până când a dispărut Uniunea Sovietică și ulterior și programul Intercosmos. Da, dar n-au zburat toate, pentru că a apărut o problemă. Partenerul cu care am început eu, Marin Săpăleanu, a făcut cerere de emigrare în Canada. Și din acel moment el a fost scos de la toate colaborările internaționale. Și în foarte scurt timp a plecat. Cum te-au dat drumul? Că de obicei pe specialiștii din anumite domenii strategice țineau cu forța aici orice ar fi făcut. I-au dat drumul. Și un băiat foarte bun, excepțional. Am rămas un inginer care să răspunde de un program care depășea cu mult capacitatea unui grup, nu a unei persoane. Da. Mă scuzați că fac o mică paranteză. Colegul dumneavoastră în Canada a rămas în același domeniu sau s-a mai Nu, nu, profilat? nu, 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 nu. Nu. Marin Sâmpăleanu a lucrat la început la o firmă de telefonie, cea mai mare firmă de telefonie americană. Și a ajuns să fie șeful științific al departamentului de design al firmei. Deci a ajuns la un post uriaș, avea 1500 de oameni ierarhic sub el. Foarte bun. Foarte, foarte bun băiat. Foarte bun. Și când am început noi colaborarea, el scrisese în România o carte care s-a publicat în editura tehnică. Conversii analog-numerice și numeric-analogice. Era extrem de bine informat exact pe domeniu care fusese de interes la început pentru ruși. Deci el a luat partea de creșterea rezoluției și am luat partea cealaltă, și anume măsurarea câmpului magnetic, sursele de alimentare, toate accesoriile plus ansamblu. Deci asta a fost divizarea între noi a sarcinilor. În ce an ai migrat și ați rămas singur doi? Dacă îmi aduc eu bine aminte, 83. Da, și practic aici intervine Uniceatus după plecarea. Nu. După ce a plecat el, eu am făcut un raport ierarhic către directorul general al institutului. Cum că un așa program imens nu poate fi făcut de un inginer jumate. Că mai cer doi oameni. Și am cerut doi oameni, dar foarte buni. Adică când lucrezi la nivel internațional, trebuie să fie echipă tare, nu merge cu jumătăți de măsură. Ei, și raportul ăsta nu a avut niciun ecou. Eu am așteptat, am așteptat, am așteptat, n-am primit niciun răspuns, și atunci pe socoteala mea, cu inițiativa mea, necomunicată altora, am trimis un mail partenerilor ruși. Bă, băieți, avem dificultăți financiare și nu mai putem face magnetometrele pentru sateliții mari. Erau două tipuri de magnetometru. SGR-4 și SGR-5, așa se numeau. SG provenea din vechea denumire care aveau rușii și R pentru că e românesc. 4 și 5 noi nu le putem face. Și a ieșit scandal mare de tot la Intercosmos și s-au angajat bulgarii să facă magnetometrele respective.
Și noi am rămas cu magnetometrele pentru mini-sateliți. Adică cu o parte din program. Dar, practic, de ce n-au încercat să vă suplimenteze schema? Dorești noastră și era necesar. Ce s-a întâmplat? Era prostie pură? Era, sau... Nu. N-a fost prostie. Dacă vă mai aduceți aminte, institutul nostru și platforma de fizică era angajată în a face aparatura de măsură și pentru centralele nucleare. Da, era proiectul cu Cernavodă în desfășurare. Proiectul cu Cernavodă în desfășurare și conducerea platformei era nebunită de cerințele dificile pentru Cernavodă și oamenii care i-am cerut eu, ei îi distribuiseră la Cernavodă. Adică mie nu-mi trebuia un începător, un absolvent, că n-aveam ce face cu el. Mie îmi trebuia un profesionist format cu care să lucrez. Deci a fost una din consecințele programului. Ați fost o victimă colaterală. O victimă colaterală. Programului de la Cernavodă. Programul de la Cernavodă, da. Iar cu cehii ne-am înțeles extraordinar. Extraordinar. De ce extraordinar? Pentru că la ei nu exista secretul care era la ruși. La ruși tot era secret. Era secret simplu, secret de serviciu, secret de stat și secret militar. La ce nu exista noțiunea de secret. Adică discutam partea tehnică fără niciun fel de restricții. Astfel încât aparatele care noi le-am conceput și care s-au montat în satelitul lor erau perfect adaptate, pentru că știam fiecare conexiune între noi unde se leagă și cum funcționează. Da? Nu au existat incompatibilități sau... A fost foarte, foarte frumoasă colaborarea cu ei. În primul rând, o comunicare mult mai ușoară, bănuiesc. Da, pe de-o parte. Iar ca rezultat final, noi am primit de la 4 sateliți datele, absolut toate datele înregistrate, nu numai magnetometru, toate aparatele științifice, cu date despre, cum să spun eu, elementele balistice, telemetrice, absolut, fără niciun fel de restricție. Pentru că nu exista noțiunea de secret. Noi toți eram într-o echipă care trebuia să colaboreze la un experiment. Toți puteau afla ce fac partenerii. De ce echipă. Fac partenerii, sigur că da, e normal să discuți. Da? Fără și să afli. Tot felul de gâlme, de... Da. Deci a fost o experiență foarte interesantă și eficientă și, pe urmă, datele care noi le-am primit de la 4 sateliți tipul zborului le-am dat tinerilor absolvenți de la universitatea de la Măgurele, din București, care s-au angajat la ISS la noi. Și și-au început meseria cu prelucrarea acestor date. Deci, o treabă foarte frumoasă. A meritat alegerea care am făcut-o.